Today we're celebrating the delivery of the first Patriot fire unit to Romania. This really, marks the introduction of a great capability here in Romania to protect the Romanian people and the Romanian homeland, and maybe more importantly, protects essentially the eastern flank of Europe against any adversaries. Armata română devine cea de-a 17-a țară care va avea în dotare o astfel de capabilitate și cea de-a 7-a din rândul țărilor membre NATO. Practic, Armata României primește un echipament esențial în forma cea mai modernă aflată în fabricație, un sistem defensiv testat în luptă, perfecționat în timp, iar țara noastră va fi mai bine protejată împotriva amenințărilor externe. By welcoming the delivery of the Patriot hardware, Romania solidifies its place as a guarantor of European and Black Sea security. Romania is at the tip of the spear, being the first partner in the Black Sea to host the Patriot system. The Patriot represents one of Europe's greatest shields against emerging threats. It is also an integral piece in Romania's defense modernization, which includes F-16s, the Naval Strike Missile, Maritime Domain Awareness, Anti-Submarine Warfare, and HIMARS Mobile Rocket Artillery. Ne aflăm în plină activitate de testare de acceptanță a acestui sistem. Activitate în care militarii noștri care au fost instruiți în Statele Unite lucrează alături de partenerii americani pentru punerea în funcțiune a acestui sistem. Sistem care ulterior va ajunge în cazarma Mihai Bravo, acolo unde este cazarma noastră de dislocare la Pace. So you have the radar, and the radar is used to essentially identify and track potential threats. You have the engagement control system, which is used to then process the information that the radar collects, determine if the items that the radar is tracking are hostile, and if they should be hostile, then you have the launchers that contain two different types of interceptors. You have the PAC-2 GEM-T missile and the PAC-3 MSE missile. Depending upon what kind of threat it is, the system will determine which of the two missiles it should fire at the threat. Caracteristicile sunt variabile în funcție de țintele pe care le combat. Împotriva rachetelor balistice, acest sistem acționează pe ultima parte a rachetelor balistice, iar împotriva aeronavelor are o rază de acțiune mult mai lungă, de până la 100 de kilometri. El folosește două tipuri de rachete, cel puțin configurația românească, rachete care sunt destinate de producător, una PAC-2 pentru țintele aeriene de tip avioane, elicoptere, și cea PAC-3 destinată combaterii țintelor balistice și a rachetelor de croazieră. Desigur, și racheta PAC-2, la recomandarea sistemului, cu o anumită eficiență și eficacitate, poate combate ținte balistice. Patriot can deal with ballistic missiles, all types of aircraft, fixed wing, rotary wing. It can be used against cruise missiles. And it can be used against large-scale unmanned aerial systems, UASs. România a achiziționat cea mai modernă configurație hardware și software a sistemelor de rachete, aceeași cu cea folosită în prezent de forțele armate ale Statelor Unite, care permite contracararea tuturor tipurilor de amenințări aeriene actuale. You know, Patriot's been was introduced by the United States in 1985, so it's hard to say that it hasn't been around for a long time. But what I'll say is, the system is constantly being evolved.
There are 17 partner nations. Each of those nations essentially contribute to the maintenance of the system, and the system is essentially refreshed continuously, both hardware and software, so that it can deal with the latest threats, provide the latest updates in terms of technology, and provide the best user interface for the soldiers that operate the system. În afara atingerii obiectivelor strategice, înzestrarea Armatei României contribuie la sprijinirea industriei naționale de apărare. Pentru sistemele de rachete Patriot, suntem pe cale să identificăm cel mai potrivit operator economic pentru a încredința operațiunile de mentenanță și a face transferul de tehnologie necesară. We have two companies that we've been working with, Aerostar and Romero. And it's been a great partnership, and they're both under contract doing a variety of work for us, mostly in mechanical systems that we use in either the radar or in what we call the C4I equipment. And then there's a long-term sustainment plan that's being developed. And as part of that, we see the Romanian Air Force essentially contracting with local industry to carry out the long-term sustainment of the system. Romania has no greater friend and ally than the United States. Today marks a milestone in the U.S.-Romania strategic partnership. We are not simply celebrating the delivery of just another piece of military equipment. No, instead we are witnessing the dawn of a new era in which Romania can credibly defend itself and the NATO alliance against ballistic missile threats to its soil and to its citizens.